ați candidat pentru un nou mandat, dar ministrul justiției nu v-a selectat. Ce credeți că v-a lipsit? Nu pot să-mi dau seama neapărat ce mi-a lipsit. Eu am subliniat în interviu și pot să țin cont că și asta a fost un element important, că Ministerul Public este într-o situație de criză. Câți procurori? Adică e unul singur? Da, este unul singur. În dosarul 10 august? Da. La secția parchetelor militare există 7 procurori din 18 prevăzuți. Un dosar despre care nu s-a comunicat nimic, sau aproape nimic, este cel al plângerii împotriva premierului Nicolae Ciucă cu referire la eventualul plagiat. Dacă procurorul care investighează nu a considerat necesar ceva să fie adus la cunoștință publică, nici șeful lui, care până săptămâna trecută am fost eu, nu pot să comunic despre dosarul respectiv. Vi se pare just, dumneavoastră? Ce anume? Ca un magistrat să poată ieși la pensie după 25 de ani de muncă? Munca nu este pe program de 8 ore. Munca este uneori pe program de când îți începi activitatea operativă și până când o termin. Dar asta ar putea să spună și un medic, chirurg, care operează categoric, și 20 de ore. Categoric. Eu mă refer la profesia noastră.